Primăriile din Maramureș se pot înscrie în programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri. Administrația Fondului pentru Mediu le pune la dispoziție un buget prin care pot deconta o parte din cheltuielile de ecologizare. Proiectul Curățăm România se derulează până în 4 mai sub sloganul Vrem o țară fără deșeuri abandonate. Suma alocată sesiunii de finanțare este de 27 milioane lei, iar finanțarea se acordă în cuantum de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă pe care o va putea primi o primărie pentru un astfel de proiect se va calcula în funcție de numărul de locuitori din respectiva localitate. De exemplu, municipiul Sighetu Marmației poate solicita 21.000 de lei.